Mă bucur mult că am ajuns să-l cunosc pe Dima și e un om care iubește pe Domnul și aveți un har să-l aveți și să ostenească în lucrare împreună cu frații care ajută la lucrarea de aici. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele Tson a fost odată în America la o biserică și, în fine, istoria românilor care se înțeleg tare bine, o știți, da? Noi români avem talent așa să ne separăm și să ne supărăm și să ne supărăm. Și fratele a ajuns după vreme îndelungată într-o biserică unde unul dintre lucrătorii de acolo au avut probleme în relații, dar cu ajutorul Domnului și cu trecerea timpului și cu uitarea, da, s-a împăcat cumva. Și l-a chemat să predice. Și când l-a prezentat, fratele acela, Vasile îl chema, numele celălalt nu-l mai țin minte, dar întâmplarea e adevărată. L-a prezentat pe fratele Tson așa: mulțumim Domnului că între noi în dimineața aceasta, era dimineață, a venit și fratele profesor, universitar, doctor, pastor, președintele Societății Misionare Române, mare scriitor de cărți. Și-a mai spus multe despre el. Nu așa cum a spus Dima despre mine, știi? Și a ajuns Tson să vorbească și zice așa: frate Vasile, Dumnezeu să te ierte și pe tine, dar să mă ierte și pe mine. Pe tine să te ierte că prea m-ai lăudat și pe mine că mi-a plăcut. Acum, măi, Dima, aici eu cât pot să predic? Că eu predic de la oră în sus, da? Mai mult de ora 12, am înțeles, da? Da? Cei care aveți Biblia dumneavoastră, văd că aveți și proiector aici, vă rog să deschideți împreună cu mine și o să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Voi citi din capitolul 9 din Ioan. Nu știu exact care e rânduiala aici la dumneavoastră, sau rânduierile sunt în curs de așezare, dacă vă ridic, așa e rânduiala, da? Ne ridicăm, cinstim cu citirea Cuvântului Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm așa. Voi citi din capitolul 9, primele 12 versete. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-au născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să spun o rugăciune. Părinte din cerul, îți mulțumim că avem harul să avem înaintea noastră cuvântul tău cel viu, cuvântul tău care schimbă inima oamenilor, acest cuvânt viu. Te rugăm prin Duhul Sfânt să-l faci viu pentru inimile noastre, să ne încălzești inima fiecăruia dintre noi lângă El, să ne vorbești prin El, să ne întărești, să ne cercetezi și să ne dai îndrăzneală în vestirea Evangheliei. Spre slava ta, ascultă-ne, te rugăm. Amin. Vă rog să reocupați locurile.
Nu știu cum arată, eu sunt destul de urât la filmare, deci nu sunt telegenic, așa se spune, nu sunt telegenic, nici pentru fotograf, nu știu cum e. Nu sunt fotogenic, dar nu sunt nici telegenic. Soția mea, ideea mi-a luat soție frumoasă, nu-i cu mine, dar să știți că e foarte frumoasă. Numele meu, așa cum ați auzit, este Remus Burcă. Eu sunt născut și crescut în Cluj. Și mai am un frate. Și bineînțeles, cum să-l cheme pe frate meu altfel decât Romulus? Nu așa? Dacă pe mine îl cheamă Remus, frate meu îl cheamă Romulus. Ca să se împlinească legenda. Și pentru că Roma e numită Roma și nu Rema, știți, povestea, legenda, că Romulus l-a bătut, s-a confruntat până la urmă cei doi frați gemeni, crescuți de o lupoaică, da? Și până la urmă Romulus a biruit și de-aia Roma se numește după numele lui. Și ca să împlinim legenda, și pe mine, frate, mi-am bătut toată copilăria, da? Da, slavă Domnului că nu m-a biruit chiar întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Frați și sorori, prin Harul lui Dumnezeu am ajuns la Oradea, mi-am găsit acolo o soție, Dumnezeu m-a binecuvântat, am doi copii, o fată și un băiat, băiatul 12 ani, Paul Samuel, și o fetiță de aproape 6 ani, Ana Iulia, și slujesc ca păstor la Biserica Baptistă din Marghita, la 50 de kilometri de Oradea. Și mă lupt și încerc și eu să-i slujesc pe frați. Suntem în seara aceasta aici la dumneavoastră, ne leagă prietenie, fratele Lucian de afară mai de multă vreme, a mea de câteva zile și nădăjduiesc să țină mai mult cu fratele Dima, și am adus cărți și alte lucruri care nădăjduim să mai lași în asta dintre ele ca să meargă și mașina noastră mai ușor către casă. Și să ne tihnească și nouă pentru ce am venit. Că mie îmi place să spun fraților și bisericilor unde slujesc în Occident: fraților, eu am venit aici exact pentru ce ați venit și dumneavoastră. Înțelegeți? Frate Dima, înțelegi? Deci de asta, pentru ce am venit aici? Pentru ce ați venit și noi, pentru o viață mai bună. Eu nu trăiesc întotdeauna din distribuția de literatură, dar uneori, peste an, mai fac și eu câte o călătorie două de felul acesta. Ne întoarcem acum la Cuvântul lui Dumnezeu. E o vindecare deosebită. E o vindecare a unui orb din naștere. Domnul Iisus a mai vindecat orbi. În cel puțin două sau trei situații, Scriptura prezintă vindecări în care Domnul Iisus a vindecat orbi. Unul a strigat către Domnul: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Ai milă de mine! Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea! Și Domnul i-a spus așa: facă-ți-se după credința ta. A avut credință. A avut, uite că s-a vindecat și a căpătat vederea. Altuia, dintre cei care i-a vindecat Iisus de orbire fizică, Domnul Iisus i-a atins ochii și a pus mâinile peste ochii lui și a spus așa: vezi ceva? Și văd ca niște umbre, văd niște oameni care văd parcă ar fi niște copaci. Și Domnul l-a mai atins odată. Și ai spune: Domnule, nu a fost de ajuns o atingere a Domnului? Nu. Dar Domnul ne arată că lucrarea lui de vindecare pentru aceeași boală e la, în suveranitatea lui. Domnul alege calea, metoda și împrejurarea cum să lucreze în viața omului. Aici avem un om care a fost orb din naștere. Nu a avut parte de un accident, de o boală care să dea și orbire, ci s-a născut așa. Dacă o să ne uităm în cuvântul Domnului, să vedem că în capitolul dinainte, ce se întâmplă? Domnul Iisus are una dintre cele mai încordate discuții cu farisei, cu cărturarii, cu oamenii care conduceau Israelul din punct de vedere religios și al învățăturii. Și este o discuție aspră cu ei. Versetul 58 este momentul culminant și este una dintre acuzațiile care sunt aduse apoi la procesul care a fost făcut în noaptea aceea la preotul mare Caiafa, și a fost acuzat Iisus acolo că s-a făcut pe sine Dumnezeu, s-a numit cu numele lui Dumnezeu pe care evreii n-au îndrăzneala să-l pronunțe. Și aici cuvântul în versetul 58 spune: Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Prezentul etern, acel ce există prin sine, în latină ego sum,
Cel ce se cheamă Eu Sunt. Eu Sunt. Și aici evreii au înțeles că El se face deopotrivă cu Dumnezeu. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în El. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, culmea, trecând prin mijlocul lor. I-a confruntat. Dar n-au mai avut îndrăzneală să arunce în El. Și așa a plecat din templu. Și acum urmează fragmentul care l-am citit noi. Când trecea, când ieșind de acolo, din templu, vede un nenorocit. Și ucenicii pun o întrebare. Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născutor? Acum, întrebarea e puțin stupidă. Pentru că nu putea să păcătuiască nimic înainte să fie născut pe lume. Nu poate un copil să păcătuiască ca să aibă consecințe în sănătate sau pedepse peste el? Nu. Deci el, întrebarea ucenicilor a fost copilărească. Nu s-a probabil să se gândească suficient de mult. Și întrebarea continuă. Sau părinții lui de s-a născut așa? Tradiția evreiască și legile lui Moise prezintă că Dumnezeu pedepsește pe părinți, pedepsește pe păcate, greșelile ale părinților până la 3-a, 4-a generație, până la 3-a, 4-a neam. Dar se îndură de până la 1000-a neam de cei ce îl iubesc și îl slujesc. Și evreii aveau această gândire. Măi, copilul acesta poate este așa datorită unor păcate din viața părinților. Acum, cărțile profetice care se apropie de Noul Testament clarifică lucrul acesta și Ezechiel ne spune clar. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și fiul nu va purta păcatele tatălui și nici tatăl ale fiului. Și lucrurile acestea nu mai sunt sub harul Domnului Iisus Hristos. Nu mai porți păcatele părinților tăi. Anumite consecințe în trup, datorită a nevegherii părinților, copiii le pot avea. Așa că cei ce doriți copii, și doriți să aduceți pe lume copii sănătoși, trebuie să-i aduceți cu chipzuință și cu o stare de sănătate potrivită și apoi să vegheați la sănătatea lor. Nu-i așa? Anumite atitudini și lucruri pe care noi părinții le facem în viața noastră pot să afecteze în sănătate copiii noștri din punct de vedere a sănătății trupului lor. Dar nu vreau să vă vorbesc despre lucrul acesta prea mult. Omul acesta era în starea aceasta. Pentru că, așa ne spune cuvântul, n-a păcătuit nici om, Domnul Iisus răspunde ca să le clarifice gândirea. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și acum v-aș pune dumneavoastră o întrebare. Cum v-ați simți oricare dintre dumneavoastră, care ați ajuns la o vârstă de cel puțin 30 de ani, să ai o suferință mare în trupul tău, să n-ai vedere? Și să trăiești așa, în smerenie, în umilință, marginalizat social și din cerșetorie, doar ca să se arate în tine lucrările în Dumnezeu, că Dumnezeu avea în plan să vindece viața ta. Putem să punem întrebarea asta mult. Nu o să găsim un răspuns prea mulțumitor la ea. Dar Dumnezeu are planurile Lui și nepătrunse sunt căile Lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune... Omul acesta s-a născut cu limitarea aceasta în trup, pentru ca voi să vedeți și oamenii să vadă că eu sunt lumina lumii și eu pot să dau lumină unui orb care n-are lumină fizică să vadă. Dar pe lângă lumina fizică, care este un dar din partea lui Dumnezeu și de care trebuie să îngrijim, nu-i așa? Cel mai important dar care Dumnezeu vrea să-l dea omului este lumina spirituală. Lumina, spune aici foarte frumos pe perete, people, the people walking in the darkness have seen a great light. Oamenii care umblau în întuneric au văzut o mare lumină, da? Profeția din Isaia 9. Oamenii, întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul pe care acum este necaz. Ci lumina va birui întunericul. Și vă pun o întrebare, credeți asta? Credeți că lumina va birui întunericul? Da? Nu știu dacă ați avut vreodată parte de întuneric. Am fost odată cu niște prieteni la o fabrică de înghețată pe vremea lui Ceaușescu. Nu se găsea înghețată, eu sunt clujan și aveam noi gaura noastră în gard pe unde mergeam la fabrica de înghețată. Și oamenii ne dădeau acolo câte înghețată. Și se bucurau așa că mergeam noi copiii pe acolo. Deși intram pe unde nu era voie. Că altfel nu căpătăm nimic.
Și la un moment dat, un om răutăcios ne-a rugat să-l ajutăm acolo la ceva. Noi credeam că o să ne mai dea ceva. Și ne-a băgat într-un frigider mare, să cărăm niște cutii. Un frigider mare, cu uși mare, așa, înalt de tot, în fabrica de înghețat. Și a închis ușile după noi. Și nu știu cât a stat într-o cameră unde să nu-ți vezi degetul, să n-ai nimic, nici o sursă de lumină, nici așa, nimic, nimic. E groaznic. Și dar să te pomenești într-un loc străin și fără lumină dintr-o dată. Să nu vezi nimic. Să-ți fie frică să te întorci în stânga, să-ți fie frică să te întorci în dreapta. Să nu știi nimic și să fie și frig. A dat drumul la ventilatoare și la instalația aceea de frig face minus 24-25 de grade acolo în câteva minute. Și noi eram vara în pantaloni scurți. Dar am trăit frica aceea de întuneric într-un mod cum nu mai o trăisem până atunci. Cum o trăit omul acesta să nu vadă niciodată? Și vă spun, dacă o să aveți răbdare, să citiți și acasă, că merită, pasajul frumos. Eu nu-l citesc în întregime, că ne ia mult timp. Dar oamenii din comunitatea lui, fariseii și cei care controlau lucrurile pe vremea aceea, n-au prea crezut că Iisus a făcut o minune cu bărbatul acesta, cu tânărul acesta. Și acum, de unde ne putem da seama cam ce vârstă avea? Vă dau un argument din text. El avea cel puțin 30 de ani. În Israel, copilul, tânărul, ei se căsătoreau destul de tineri, nu putem, fratele Rabin Dima vă poate explica, nu putem să dăm exemplu vârsta de căsătorie a evreilor de pe vremea Domnului Iisus, se căsătoreau foarte tineri. Dar un bărbat nu era luat în seamă în Israel, nu era primit la poarta cetății și nu avea drepturi civile recunoscute decât după vârsta de 30 de ani. Domnul Iisus la 30 de ani a intrat în lucrare. Pentru că atunci, din punct de vedere, ca bărbat era recunoscut în societate, da? Și avea un drept să spună ceva și să fie ascultat. Omul acesta avea cel puțin 30 de ani, ne spune cuvântul aici, versetul 21, când fariseii îl cheamă la, discuții pe părinții lui. Întrebați-l pe el. Este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Adică, dacă el putea să dea socoteală despre el însuși, înaintea autorităților locale, da? Înseamnă că avea cel puțin 30 de ani. De aici deduc că avea o vârstă destul de înaintată. Nu i-a fost ușor să trăiască așa. Dar m-am uitat la omul acesta. Știți cu ce a trăit omul ăsta? Omul ăsta stă la poartă și mai arunca oamenii câte un bănuț. Dar să știți că era atent la predici, nu ca noi astăzi la biserici. Și să știți că trăia cu frimituri care le auzea de pe acolo. Și vă dau dovadă, o să vedeți că omul acesta a făcut ceva ce trebuie să faceți dumneavoastră mâine. A avut îndrăzneala să confrunte oameni, a avut îndrăzneala să țină o predică, fără mare pregătire. Și a avut curajul să confrunte oameni din jurul lui, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu. A avut îndrăzneala. De unde au avut el cunoștințele acestea? Pentru că le-a adunat așa. Acum, dacă pui pe un om în întuneric, încearcă cumva să se descurce dacă rămâne așa în condiția aceea, dar dacă orbește sau își pierde vederea, trebuie să-și trăiască viața, o să vedeți că, da, trebuie să te descurci, îți iei ceva de sprijin, îți iei un baston, te mai învață cineva. Și începi să auzi mai bine și începi să pipăi mai bine. Și să știți că așa cum pipăie un om care nu vede și are auzul foarte dezlușit și știe să se orienteze într-un loc unde tu și cu mine nu ne-am orientat. Un om care n-are vedere, se orienta. Bunica mea, vitregă, dinspre mama, vitregă, mama mea a murit când eram eu mic, tata s-a recăsătorit, bunica mea a suferit de tifos în timpul războiului și a orbit. N-a mai văzut nimic. Și a avut 4 copii. Și după o perioadă de suferință și de refacere cu greutate, a fost mama, a fost soție, a fost cea care a ținut casa, cea care a făcut mâncare, care a spălat 4 prunci și un bărbat. Și toți și-au dus la casele lor. Și aproape 40 de ani, femeia asta oarbă și-a grijit de gospodărie. Pentru că a învățat, s-a deprins. Un orb își înlesnește, își dezvoltă abilități, percepția auditivă, aude mai bine. E
Că imediat să se orienteze după foșne, după ce se întâmplă în jurul lui. Pipăie și prețuiește lucrurile care noi le luăm așa, ca cei care vedem, le luăm ca lucruri de apucat. Nu reflectăm suficient de mult la lucrurile acestea. Omul acesta auzea pe la templu una alta și le adunea pe toate. Și avea, să știți, el frământările lui și gândurile lui. Și a fost un om cu personalitate. Acum, îngăduiți-mi să citesc în continuare ce se întâmplă, că mi-e tare, vă spun, mi-e așa de mult îmi place omul acesta. Este unul dintre cele mai fascinante personaje din Noul Testament pentru mine. Pentru că nu-și plânge de milă, nu intră în derapaje, nu este un om fără orizont, se luptă cu viața, nu-L caută El pe Iisus în bunătatea Lui, pentru că dacă Dumnezeu L-a lăsat așa, în condiția Lui limitată, ca să se arate în El slava Lui Dumnezeu, fiți convinși că Dumnezeu este Cel care își caută slava și o va găsi. Că o dai tu, că o dai altcineva, Dumnezeu își va găsi slava Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Tu poți și tu și eu pot să lucrăm prin ceea ce facem pentru Domnul, să mărim slava la adresa lui Dumnezeu. Și înălțarea lui Dumnezeu trebuie să iasă din gura oamenilor pe care îi slujim. Oamenii, Matei 6, 5 și 6, oamenii văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Acum, haideți să ne uităm, dacă sunteți cu mine, e vineri, după o săptămână de muncă, alergătură multă pentru dumneavoastră, mai puțin pentru mine, da? Haideți să urmărim câteva fragmente din pasajul acesta, ca să ne așezăm puțin lucrurile și să tragem o concluzie și câteva lucruri practice pentru noi. Și pentru dumneavoastră, pentru mâine și pentru ocaziile în care faceți evanghelizare în public, ca să aveți îndrăzneală. Au adus la farisei pe cel ce fusese, citeți la versetul 13 înainte, pe cel ce fusese orb. Era o zi de sabat când Iisus l-a vindecat. Și problema lor a fost, de ce omul acesta, care se cheamă Hristosul, îi ziceți voi, noi nu credem că este Mesia, și l-o uns, nu credem, este ăsta din Nazaret, Yeshua, Iisus din Nazaret, cum îi spunem noi. Nu, atât, Feciorul Tâmplarului. Și cum are el curajul să lucreze chiar în sabat, să vindece un om? Păi și Domnul le spune, băi, dar nu-i îngădui să faci bine unui om într-o zi spusă deoparte? Ce trebuia să facă evreii în sabat? Mă, nu-l întreb pe Dima, că știe el multe ce făceau, dar ce nu aveau voie să facă? Știi, și erau orientați spre lipsa la mișcării, să nu se miște, să nu facă activități. Făceau anumite activități, dar unele nu, și erau atenți foarte mult la ce nu-i voie să faci. Dar Dumnezeu, dacă o să vă uitați în Biblie cu atenție, o să vedeți că sabatul a dat pentru om, nu omul pentru sabat. Și asta ce înseamnă? Dumnezeu ne-a dăruit și ne-a poruncit să ne oprim o zi din șapte, ca să facem ce? Ca să ne gândim la Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu și să vedem ceva frumos. Să-L vedem pe Dumnezeu lucrând. Înțelegeți? Și tocmai asta evreii, când l-au văzut pe Dumnezeu lucrând printre ei, ei au fost, s-au blocat văzând un om lucrând. Și asta a fost problema lor și apăsarea din cugetul lor. Cum de lucrează un om în zi de sabat? Pentru că au fost orientați spre ceea ce nu-i voie omului să facă, nu spre ceea ce face, ce trebuie să facă omul, și lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor care se întâlnesc. Vă rog și vă doresc din tot sufletul, când veniți în locul acesta și vă adunați, și într-un fel e o zi de sabat, o zi de sărbătoare, o zi de închinare pusă deoparte când veniți în locul acesta, sau când vă strângeți ca biserică, vă strângeți câțiva înaintea Domnului. Mă rog ca să căutați și să vedeți lucrările lui Dumnezeu, să-L cinstiți pe Dumnezeu și să vă bucurați văzându-L pe Dumnezeu lucrând. Nu să fiți orientați spre ceea ce n-aveți voie să faceți, ci să vă bucurați și să căutați să vedeți ce face Dumnezeu. Oamenii aceștia L-au chestionat. Cum ți-o deschis ochii? Păi da, mi-o pus tine pe ochi și mi-o zis, du-te la scăldătarea Siloamului. Care noi, pe eu, dacă mi-a spus asta, 30 de ani n-am văzut și mi-a spus unul una alta, nu m-a vindecat nimeni. M-am dus. Omul a crezut, s-a dus, s-a ascultat. Și și-a căpătat vedere acolo. Dar știți că nu l-a văzut pe Iisus. Iisus nu era acolo.
Iisus i-a spus numai să se ducă, dar Iisus nu s-a dus împreună cu el, înțelegeți? Iisus a avut o altă cărare pe care umbla și un alt loc unde slujă la momentul când omul acesta și-a căpătat vederea. Și acum, el nu știa unde este Iisus, dar a spus, uite, omul acela. Și acum, auziți, ce ai făcut? Cum? Păi mi-a pus tine, mi-a pus cuipat, mi-a pus noroi pe ochi. Și cum? Păi m-am spălat și văd. Cum? Păi v-am spus. Nu. Păi da, tu ai fost orb? Păi am fost, sigur. Părinților, păi au dus părinții, au fost orb. Da, păi, na, păi popilul nostru, da. Păi întrebați-l pe el, că părinții au vrut să stea mai confortabil. Știți? Nu au vrut să se complice cu fariseii și nici noi nu vrem astăzi. Să ne complicăm cu oamenii care au autoritate și țin cuvântul lui Dumnezeu în mână, dar nu-l țin nici pentru slujirea lor, și nici pentru slujirea altora, ci într-un mod tradițional și nu de niciun folos, ci îl vor avea doar drept o sândă, pentru că l-au ținut în mână și nu s-au supus lui. Și fariseii, oamenii aceștia învățați ai vremii, ajung la o tensiune așa de mare în chestionarea omului, încât omul, mă, dar ce aveți voi cu mine? Ce aveți voi cu mine? Și să vedeți lucrurile unde ajung. Părinții, spuneam, caută să scapă basma curată, pentru că aici cuvântul ne spune, și vă rog să fiți foarte atenți aici, în versetul 22, părinții se scuză, întrebați-l pe el, nu ne mai tot întrebați pe noi. De ce? Pentru că faima lui Iisus deja a început să se crească și iudeii au spus, dacă mărturisește cineva despre el, dacă mergeți după el, vă dăm afară din sinagogă, vă pierdeți drepturi. Vă dăm afară din familie. Vă excludem din comunitatea noastră. Sunt consecințe dacă vrei să mărturisești pe Hristos. Și oamenii au ce au ales părinții lui? Gândiți-vă ce dureros și ce strâmbă gândire au avut. Pentru că a fost durerea lor cea mai mare de o viață. Care sunteți părinți și aveți copii și bolnavi de o răceală. Te doare sufletul când vezi că nu-i trece și nu mai știi să faci cu el. Dar să aibă o boală mai grea, alergi în stânga, alergi în dreapta, strigi înaintea Domnului, roși pe frați, faci ce poți, alergi pentru copilul tău. Oamenii aceștia au avut un copil care peste 30 de ani n-a văzut. Și se atinge Dumnezeu de el și lucrul e vizibil. Și au putere și ei să mărturisească în comunitate. Da, Dumnezeu l-a vindecat. Iisus Hristos, prorocul acela care s-a ridicat în Galileea, acela l-a vindecat. Că voi n-ați fost în stare. Da? Și ce au făcut? Au ales poziția confortabilă, de confort. Dar și mine și ca tine, când nu vreau să mă complic. Nu vreau să vină cineva și să facă presiune asupra mea, asupra familiei mele, dintre prieteni, dintre apropiați. Nu vreau să mă complic. Nu vreau să mărturisesc pe Hristos. Și faptul că El a schimbat viața unui om, i-a dat vedere. Și eu cred că e un mare păcat pe care părinții lui îl fac înaintea Domnului, văzând lucrarea lui Dumnezeu și nemărturisindu-o. Mărturisești despre asta și fiecare să fie gata să dea socoteală de credința lui, să spui ce ți-a făcut Dumnezeu, să ai îndrăzneala să-i spui ce lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a luminat, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și ai gustat că bun este Domnul, nu-ți mai mânca prăjitura aceasta ascunsă în șpaiț. Și ce e la șpaiț, mă? Cămară de alimente în Ardeală, pe numele zone. Aveam un coleg de armată, Dragoș îl chema, din București, am făcut armată grea pe Ceaușescu, în Buzău, Brăila, la lopată, la canale de amenajări funciare, am muncit volumii, cred că am lopătat cât e tătă biserica asta, așa cu totul. Și la lopată și am muncit greu și m-au chinuit comuniștii. Au crezut că-s pocăit. Eram din familie de pocăiți, dar ei nu știau că nu-s pocăiți. Era numai din familie, mă înțelegeți? Și atunci eu trebuie să plătesc și eu până m-am pocăit. Ce să fac? Asta e. Și Dragoș ăsta, coleg de-al meu de armată din București, primea pachet de acasă. Repede, Bucureștiul, Buzău, unde am fost eu la început, era destul de aproape. Și mereu mânca câte ceva. Să știți când mânca? Noaptea pe la 2-3, când toți dormeau și nu era nimeni cu care să împartă, că nu împărțea nimeni cu nimeni. Și-a mai fost câte unul care l-a prins acolo cu capul în valiză și i-a pus piciorul nu pe cap, ci pe valiză. Și până n-a dat ceva, n-a luat piciorul de pe valiză. Dacă eu am găsit ceva bun, dacă am găsit o prăjitură bună, să o mănânc singur.
Dacă am găsit ceva bun și am gustat că bun este Domnul, nu-i bucurie mai mare decât să dai la celălalt de lângă tine să guste și el, să se bucure și el. Pentru că, vedeți, dacă avem îndrăzneală să vorbim despre Domnul și dacă luăm cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, ce credeți că dumneavoastră o să-i convingeți prin modul de vorbire? Dar dacă veți avea îndrăzneală să mărturisici, Duhul Sfânt va lua cuvântul acesta pe care dumneavoastră îl spuneți în cuvinte și va vorbi inimilor oamenilor într-o formă sau alta. Și nu știi când se întoarce cuvântul Domnului, dar cuvântul Domnului spune așa, nu se întoarce la el fără rod, dar cum vor auzi? Fără propovăduitor. Cum vor auzi oamenii dacă cineva nu le spune? Dacă eu și tu nu îndrăznim să vorbim. Iisus s-a numit pe sine lumina lumii, dar în Matei știi ce spune ucenicilor? Voi sunteți lumina lumii, sarea și lumina pământului. Voi sunteți lumina lumii, o lumină așezată pe un munte. Nu rămâne singură. Da? Nu pune lumina aia în cameră să-ți lumineze ție, să te încălzești un pic la suflet, să te rogi și să stii. Doamne, îți mulțumesc că nu știu ca oamenii ăștia nenorociți. Îmi mulțumesc că m-ai luminat. Nu. Bucuria unui copil al Dumnezeu este să împărtășească și altora. Domnul să ne dea îndrăzneală fiecare dintre noi. Părinții aceștia au ales o cale mai ușoară. Nu s-au putut bucura. Și pentru că știți, după ce omul acesta a biruit, că vedeți, mie îmi place de el, mie îmi place și lui Dima, cred că îmi place un astfel de caracter. Orbu i-a confruntat pe farisei și ascultați, citim în continuare. După ce e tulburată comunitatea, după ce farisei întrebă unii pe alții, îl întreabă și pe el și erau ei tulburați că nu au putut să ajungă la capăt cu socotelile lor, fariseii au chemat, versetul 24, au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, și ascultați, dacă vedem filacterii, băr, perciuni, știe Dima, da? Și-au îndreptat întâi veșmintele, nu cu fierul de călcat, dar le îndreptau ei cumva, da? Dă slavă lui Dumnezeu! Dă slavă lui Dumnezeu! Îi spun la orb. Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos! Și ascultați, așa îmi place de omul ăsta. El a răspuns imediat. Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Înțelege? Ce vede că e păcătos? Ce păcătos, mă? Un păcătos mă poate face pe mine. Eu n-am văzut și voi m-ați jocurit și văd, v-ați uitat la mine că ce știu ce necazuri au făcut și pe părinții mei a spus de o parte că ce au făcut, că se vede că au făcut păcate și copilul e bolnav și părinții marginalizat, pe mine un cercetător. Știți, omul ăsta nu a avut ce pierde, că ce era pe el era și în dulap. Înțelegeți? El era cu dulapul după el. Și au avut curaj. Și să știți că astăzi noi suntem așa complicați în viață și facem evanghelizare că avem resurse. Facem dacă putem, dacă avem cealaltă și se poate. Nu, frații mei, asta trebuie făcută și cum de mergeți într-un mod, dar și într-un mod de viață și în toate ocaziile de viață în care vorbim. Eu călătoresc de la Oradea la Carei de două ori pe săptămână. Și mai iau oameni pe drum. E viața grea. Da? Nu luam. Acum m-am gândit să iau. M-am gândit numai că să îmi dea și mie un ban de motorină. Care îmi dă, îmi dă. Care nu, îi dau eu. Este care coboară cu câte ceva de la mine și cu o bucată de pâine dacă i-am arăt. Și am acolo, în mașină, una alta. Dar am citit o carte, pe o avem și pe aici, dar nu-i de vânzare. Una sau două, dar le se dau așa cadou. Nu pe aici. Și spunea omul în carte așa. Măi, dacă atunci când ai cunoscut un om în primele 5 minute, nu îi spui că ești pocăit. Că tu îl cunoști pe Domnul și vrei să-i spui și lui ceva despre Dumnezeu, toată discuția merge în nemulțumiri. Ioi, greu e acum. Vai, greu e în Anglia, greu e în Moldova, greu e în România. Tu l-ai, Doamne, ce ne-o face? Ioi, 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 și vai, 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 că nu-i pensie, că nu-i salar, că nu-i de lucru, că nu știu. Și știi cum e? Devenim doi nesuferiți. Știți cum e cu problema asta cu nesuferirea? Cel mai nesuferit om e ăla care începe să se plângă el când ai vrea să te plângi tu. Înțelegeți? Și cel mai nesuferit om e ăla care începe să se plângă el când vrea să te plângi tu. Acum, frații mei, mi-am făcut o rânduială. Și când intră omul în mașină, imediat îi spun.
Îl întreb, ce faci dacă mor mâine? Îl întreb, cum poate ajunge în cer? Ce trebuie să facă să ajungă în cer un om? Dacă nu reacționează așa, îl întreb, ce trebuie să faci ca să ajungă în iad? Ce trebuie să faci? Duc lucrurile imediat în sfârșit. Dacă stă la mine în mașină un sfert de oră, jumătate de oră, eu nu mai văd. Și vreau să vă spun, într-un an de zile, m-am rugat cel puțin cu 5 oameni. Au fost unii care nu au mai vrut să coboare din mașină. Au fost unii care, știți cum e, am dus unul pe unul, săracul nu era așa întreg la minte, nu că nu era întreg la minte, dar așa, mai zicea, omul, domnule, toate sunt așa cum le spui tu, să trăiți, să trăiți, așa e. Și am început să mergi până la Duhul Sfânt, nașterea din nou, lucrarea Domnului de transformare, așa e, să trăiți, așa e. Când coboră, omule, stai să spun ceva, să ne mă rog cu tine. Mă rog cu el și mă rog Domnul să-i lumineze și să-i dea și lui Duhul Sfânt să lumineze gândurile și mea. Da, să trăiți, așa să fie. M-am întâlnit o fel de oameni. Dar noi trebuie să mărturisim. Omul acesta, când înțelege care e miza tensiunii de acolo, ascultați ce spune. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu că era ori și acum văd. Iarăși l-au întrebat. Ce ți-a făcut? Cum ți-au deschis ochii? Și îmi place de el, parcă îl văd. Acum v-am spus. Acum v-am spus. Le-a răspuns el. Și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Și au zis tupeu. Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Așa-mi place. Așa-mi place. Știți, tăios, direct, au îndrăznit. Și eu spus asta, știți? Și imediat așa s-au tulburat și s-au supărat. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Și ascultați predicator. De ce spun că avea cunoștințe? Ciubilise el ceva de pe la templu, auzise, mai citise cineva, mai spusese ceva. Și el se frământa el. Și totuși a avut un om destul de inteligent și îndrăzneț. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. A, deci voi nu știți cine e. Voi nu știți cine este. Știm și ascultați ce. Ăsta când a văzut că poate vorbi, nu i-a mai lăsat pe ea să tragă aer, să iară să vorbească urât ei și răutăcios. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Deci le spune lor. Le dă lor învățătură, oamenilor legii care trebuie să îl învețe pe el. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești cu totul născut în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi. Și l-au dat afară, așa cum te dă și pe tine. Degeaba te duci să mărturisești la oameni care au tradițiile lor și toate. Da, poate să va deschide omul, domnul ușa. Și în situații de felul acesta. Și să trăiește Evanghelia mărturisind-o unor persoane care știu toate despre Dumnezeu și nu mai pot să adăuga nimic. Dar știți ce e frumos în cuvântul acesta? Versetul 17, nu l-am citit, mă întorc la el. Când îl întreabă pe orb de mai multe ori și îi ajung, măi, ce crezi tu totuși despre omul ăsta care te-a vindecat? Versetul 7 spune așa, 17. Iarăși au întrebat pe ori, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Și ascultați ce spune omul. Este un proroc. Este un proroc și mai departe, la sfârșit, nu poate face nimeni lucrările acestea dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Nu s-a auzit niciodată. Eu cred că el e proroc. Eu cred că el e trimisul lui Dumnezeu. El e trimis și a fost trimis să-mi deschidă mie ochii. Și mi-a deschis ochii. Și printre primele lucruri pe care le văd, văd niște oameni tare răi și bătuciți în tradițiile lor. L-au dat afară, s-a pomenit omul din nou, singur, dar bucuros că au reușit așa să îi pună un pic la punct pe farisei. Și știți ce continuă, ce urmează aici? Vedeți versetul 35. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Vedeți, noi am vrea să ne rezolve Domnul toate problemele noastre și sănătatea și vă dau o listă cu toate bolile care le am. Să știți că sunt vreo 10 bune, din care 3
destul de serios de luat în seamă. Și mă rog, Doamne, vindecă-mă și de asta și de asta. Și s-a auzit, Doamne, să văd dacă mă vindeca și tot. Ioi, vai, ce mă doare. Nu, harul tău meu se dea jos. Bine, amin. Dar nu mai rog, că dacă Pavel s-a rugat și el de trei ori, mai încerc și eu să văd. Și aveți și dumneavoastră o grămadă de necazuri și probleme. Și veniți și ați vrea să se rezolve. Unele se rezolvă. La unele Dumnezeu dă un răspuns, dă o soluție, dă o vindecare. Dumnezeu mi-e dedică miraculos și astăzi între copiii Domnului. Și roagă-te cu îndrăzneală. Roagă-te și stăruiește înainte de Dumnezeu pentru un anumit lucru. Da? Nu te lăsa. Dumnezeu poate că îți va răspunde și te va binecuvânta. Eu îl văd pe omul ăsta vindecat în trup și ai spune, mă, fericirea pentru el. Cu vorba românească, mai neînțeleasă de Dimitri, trai nienicule. O să știi? Trai nenicule, da, din creangări. Trai nenicule, că trai de acum mă așteaptă viața. De acum mă așteaptă tot ce n-am avut până acum. De acum mă așteaptă să fac eu tot ce n-am putut să fac până acum. Și vedeți, pe Dumnezeu, pentru că nu-L interesează sănătatea trupului, ne-o dăruiește fiecare dintre noi, după măsura Lui. Dar pe Domnul interesează sănătatea sufletului. Îl interesează viața veșnică. Și dacă i-a dăruit lumină fizică acestui om, dorința Domnului a fost să-i dăruiască și lumină spirituală, să-i lumineze inima, să-i lumineze cugetul lui și să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu și să-L primească pe Hristos. Iisus a auzit că l-a dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, da? Dacă l-am văzut cum o răspund la ceilalți, eu răspund și la Iisus. Nu cred că cu atâta tupea, că Iisus l-a întrebat cu căldură. Da? Și cine este Doamne? Că Iisus a adresat așa, Doamne, ca să crede în El. L-ai și văzut. Că de aia ți-am deschis ochii să mă vezi. L-ai și văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Și foarte frumos. Cred, Doamne, i-a zis El și i s-a închinat. Extraordinar. Cred, Doamne, în Tine, se închină înaintea Lui și bucurie mai mare pentru El decât sănătos în trup și sănătos în duh. Născut din nou, prin închinare și acceptarea Lui Hristos, Domnul. E, frații mei, credeți-mă că noi nu putem să schimbăm cu vorbe pe nimeni, dar puterea Duhului lui Dumnezeu, folosind mărturisirea noastră și lucrarea noastră, poate să o facă. Și așa cum Hristos l-a căutat pe omul acesta, asta e frumos și vreau să înțelegeți, să știți și cât pe cel de la Scăldătoarea Betesda, pe care l-a vindecat, pe slăbănoc, la care a zis, ridică-ți patul și umblă, și știți unde s-a dus ăla? Foarte interesant, s-a dus la templu, cu patul după el, la templu. Nu știu până unde a ajuns, dar s-a dus la templu. Și când l-a găsit, este aceeași expresie de aici, din Ioan 9, găsim și în Ioan 5, când l-a găsit, Iisus i-a căutat. I-a căutat și știți ce spune la slăbănogul vindecat? Calul ăsta la celiacul îi spunea că a fost o problemă personală de păcat în viața lui. Vezi, de acum te-ai făcut sănătos. Ai grijă să nu ți se întâmple ceva mai rău. Da? Acum vedem că Domnul a căutat și Domnul caută pe oameni. Și astăzi îi caută pe oameni. Și Domnul caută oameni. Dar îi va căuta și le va vorbi prin îndrăzneala ta de a spune o vorbă. De a mărturisi despre El. Ce-i dureros cum se încheie fragmentul acesta din Evanghelia după Ioan. Iisus vorbește tare și ridică vocea. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, că au înțeles ei. Da? Doar nu am fi și noi orbi. Da? Iisus a zis, noi am venit pentru cei care nu văd să vadă și cei care văd, care pretind că văd și știu, să ajungă orbi. Care nu au nevoie de lumina mea. Da? Să știți că la Marghita avem un obicei, telefonul care sună în biserică, să pune în colectă. Da? Dacă arde așa de tare, mergeți și răspundeți. Sau tu nu faceți colecta aici, tu uite un obicei bun. La ușă, da. În momentul în care Domnul Iisus vorbește vorba asta, doar nu am fi și noi orbi, ei s-au tulburat, dar ce e de noi? Și ascultați ce spun. Doar nu am fi și noi orbi, i-au zis el. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat.
Dar acum, ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Nu e mai dureros lucru decât să-ți vorbească Dumnezeu. Și acum sunt două lucruri aici. Și pentru noi și pentru cei ce ar trebui să audă Evanghelia. Sunt situații în care vei prezenta Evanghelia. Vei vorbi despre Domnul și vei vorbi ca să fii înțeles. Dar unii oameni o să spună, da, știm că avem nevoie de Hristos, dar nu ne interesează. Știm că trebuie să ne pocăim, dar nu ne interesează. Știm că aveți voi dreptate, dar nu ne interesează. Să spună un om voluntar de la el, da, știu ce trebuie să fac, știu ce așteaptă Dumnezeu, dar nu vreau. Dumnezeu știe ce spune? Rămâi în păcat. Rămâi și păcatul te va duce înainte lui Dumnezeu la judecată. Acum, frații mei, omul acesta a avut parte de harul din partea Domnului, că Domnul l-a căutat. I-a vindecat ochii, dar i-a vindecat inima și s-a prezentat într-un mod personal. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați întâlnit realmente personal cu Domnul, nu pe stradă, să vă întâlniți cu o persoană, dar în adâncul ființei dumneavoastră să vă întâlniți cu Domnul, că așa cum l-a căutat pe orbul acesta vindecat, ca să-i dea și vederea ochilor, așa caută Domnul să vă întâlnească și pe dumneavoastră, pe cei care știți și înțelegeți, dar încă nu v-ați deschis inima pe deplin Domnului. Vă încurajez să-i spuneți, Doamne Iisuse, așa cum l-ai căutat pe omul ăsta și mă cauți și pe mine, ajută-mă să mă las găsit de Tine și vreau să trăiesc înaintea Ta, cu Tine, într-o închinare adevărată, în Duh și în adevăr. Și aș dori, Doamne, să trăiesc și mărturisind despre Tine, să-mi dai și îndrăzneala și puterea aceasta. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, să vă lăsați folosiți de El, să trăiți ca adevărați închinători înaintea Domnului. Ce bucurie a avut orbul ăsta după ce a fost vindecat, după a avut îndrăzneală să confrunte pe oamenii religioși și falși din vremea lui și apoi a avut harul să se pocăiască, să se închine lui Hristos Domnul. L-a văzut și fizic. Petru spune, ferice de voi, cei care nu-L vedeți, dar credeți în El. Cei care nu-L vedeți, dar L-așteptați cu toată pasiunea și cu toată dragostea din inima voastră, că veți dobândi ca sfârșitul alergării voastre pe pământul acesta, mântuirea sufletului vostru. Vă doresc din toată inima tuturor să fiți copiii Domnului mântuiți, care să vă închinați Domnului în Duh și în adevăr, care să vă închinați cu adevărat lui Hristos Domnul, să vă bucurați în a mărturisi despre El, să nu fiți ca părinții orbului la care Domnul le-a făcut cea mai mare bucurie de viață și a stat cu gura legată și nu s-a putut bucura de ea. Vă doresc să aveți îndrăzneală și să gustați și bucurii. Și să nu uitați, dacă oamenii vor respinge cuvintele dumneavoastră sau vor respinge mărturia și vor respinge conștienți, că unii sunt inconștienți, dar unii sunt conștienți și spun vedem, exact cum au spus ăștia. Să nu disperați și să nu-i judecați. Dumneavoastră că aici ne spune că Domnul îi va judeca. Așa că dacă cineva a respins Evanghelia, nu-i pune tu imediat eticheta. Spune-i un cuvânt cald, frumos, nu ai dreptul să devii tu fiul lui Zebedeu, pentru că Domnul i-a schimbat numele la fiii lui Zebedei. Din fiii tunetului nu a mai rămas și unul de mine ucenic al iubirii. Știți cine a fost? Cel care mi-a scris cuvintele astea. Ioan, care vine ucenic al iubirii, care și în Evanghelie și în epistolele lui ne vorbește despre dragostea Dumnezeu. Și cel mai frumos cuvânt care ne lasă omul acesta, Dumnezeu este dragoste. Noi trebuie să vorbim oamenilor despre dragostea Dumnezeu, avem dreptul să vorbim și trebuie să vorbim despre judecata lui Dumnezeu. Dar noi nu avem voie să rostim judecata Domnului peste nicio făptură. Judecata îi aparține Lui. Noi câtă vreme trăim și vedem pe oameni să iubim, să-i slujim, să-i aducem înainte lui Dumnezeu și să nu spui niciodată când o să întâlnești pe cel mai răutăcios și mai bătătorit la inimă pentru omul ăsta, da, pentru omul ăsta, dar cine ăsta nu-l interesează. S-ar putea să ai mari surprize. S-ar putea să ai mari surprize. Îndrăznește pentru Domnul. Trăiește pentru Domnul. Și așa cum omul acesta a fost o ocazie
unică în felul lui, ca Dumnezeu să se slăvească prin viața lui, tu și cu mine. Suntem diferiți, avem capacitate diferită, înțelegere diferită, daruri diferite, dar fiecare dintre noi suntem o ocazie unică, personală, diferită, unică în toată istoria Universului, prin care Dumnezeu să se slăvească pe pământul acesta. Mă rog ca de sărbătorile acestea și la ocaziile care le aveți și împreună și în public, să faceți ca slava lui Dumnezeu să se lărgească prin ceea ce faceți pentru Domnul. Și Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească. Amin.